Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la Alături de Tine. Ce facem cu lucrurile care nu ne mai plac sau de care ne-am plictisit? Le putem oare transforma? De asemenea, ce tips and tricks-uri există pentru a ne ușura viața de zi cu zi? Stăm de vorbă cu Elena Santos și Sara în câteva momente. Numele meu este Alina Ilioi și te invit să rămâi alături de noi pentru a trăi viitorul la Alături de Tine. Am revenit în direct, dragii mei, și tare mult mă bucur să fiu alături de voi și în această seară. Iată așadar, continuăm tradiția noastră de la Alături de Tine, aflând ce ne transmite calendarul motivațional pentru astăzi. Proprietățile sunt cameleoni care schimbă fanteziile în responsabilități de îndată ce le iei în mână. Îți abat privirea de la ceruri către pământ, ne transmite citatul din această seară, foarte profund și acesta, iată așadar, în momentul în care ne gândim la proprietăți, ne abat privirea de la ceruri către pământ. Deci dacă ne concentrăm să avem cât mai multe, uităm de cer și ne concentrăm doar pe pământ. Să medităm la acest lucru, îmi place foarte mult, foarte, foarte frumos. Și apropo de pământ și de proprietăți și toate cele, de multe ori strângem lucruri prin casă și strângem și strângem și strângem și ne dăm seama că nu prea mai avem noi loc în casă, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, într-o cameră să ne simțim sufocați de tot ce este în jurul nostru, să ne gândim ce facem cu obiectele, le dăm, nu le dăm, le păstrăm, câteodată suntem foarte plictisiți de ceea ce avem sau poate că nu mai este la modă și trecem așa prin diferite stări și câteodată devenim chiar anxioși din cauza că poate nu ne place felul în care trăim, modul în care trăim, ce avem în jurul nostru, nu știm ce să facem cu anumite lucruri. Ei bine, nu este cazul Elenei, pentru că ea știe să reinterpreteze totul și găsește câte o soluție pentru foarte multe lucruri. Hai să-i spunem bună seara Elenei! Salutare, salutare și bine te-am regăsit! Asemenea, ești însoțită de această dată de Sara. Bine ai venit, Sara! Bună ziua! Câți ani ai? Am 10 ani. 10 ani și ești eu, ce trebuie cu Elena? Ce este Elena pentru tine? Mami și eu mai ajut prin casă și la ce creează ea. Ah, foarte frumos, deci e și mama ta, dar e și asistenta ei. Ajutorul personal. Da. Să știi că mi-este asistentă de fiecare dată când încerc să mai filmez câte ceva pentru canalul de YouTube, mă ajută foarte mult. Și în această seară, iată că faci exact același lucru. Ai venit să o ajuți pe mama. Ești emoționată? Puțin. Puțin. E normal. Cu toate suntem, să știi. În general, dacă avem emoții, înseamnă că suntem în viață. Ce-ți place ție din tot ceea ce ai văzut la mama în casă sau din ce ai învățat ca truc sau, eu știu, ca activitate? Când refolosim ceva care nu l-am mai folosit de mult. Uh-huh. Și îl găsim și îl refolosim. Îl transformăm în altceva. Cam ce o să facem noi în seara asta, nu, Elena? Exact. Pentru că, așa cum ai văzut și pe grupul de Facebook, am avut acea provocare de simplificare, pentru că tot este sezonul estival și avem nevoie să ne simplificăm casa de acareturile care ne sufocă. Da. Da, uite, am găsit câteva tablouri pe care noi nu avem unde să le mai agățăm. Faceți cu ele, nu? Da, da, nu avem ce să mai facem cu ele și atunci în loc să le aruncăm, pentru că sunt în condiții bune, nu sunt găurite, nu nimic, le vom transforma. Și am adus aceste două din față, aceste două tablouri și da, au fost... Sunt făcute tot de către tine acestea două, sau? Da, azi dimineață. Iată ce harnică, da. Și talentată. Îmi place. Deci ai venit cu două tablouri făcute de către tine. Și vom face alte două aici în emisiune să vadă și telespectatorii cum putem refolosi lucrurile cu bani puțin, practic, nu? Acestea au fost la fel ca acestea pe care le avem aici? Mai, nu, au avut alte desene, dar pur și simplu nu mai erau în armonie cu decorul casei. Uh-huh. Și atunci am preferat să le reinterpretăm. Pe unele le donăm, dar am preferat ca pe acestea să le păstrăm. Și pentru că iubim marea, sau cel puțin în cazul meu, ador marea și tot ce ține de tema nautică, le-am transformat așa. Frumos. Care e preferată? Nu-s perfecte, dar sunt făcute de noi, au amprenta noastră. Uh-huh. Și a mea și a Sarei m-a ajutat și Sara. A, deși tu ai făcut Sara aici? Da. Da? Și okay. Da, sunt făcute cu drag. Acela cu fluturaș l-ai făcut tu? Da. Mi-am dat seama, ghici de unde? Pentru că e roz. Da, și pentru că e roz, pentru că are un fluturaș, dar și pentru că Elena mi-a zis că îi place marea și aici am văzut, iată, o stea de mare.
și am bănuit că acesta este al ei și celălalt al tău. O să-l pui în camera ta sau unde? Da, nu, în cameră. Eu cred că vor fi în camera mea, așa că noi negociem. Vedeți voi, vă hotărâți până la urmă. Frumos, așadar, dacă avem, iată, o să dau exemplu pe acesta, dacă avem câte un tablou, da? De care ne-am săturat. Poate pur și simplu nu ne mai inspiră nimic sau simțim că nu ne mai reprezintă sau, cum ai spus și tu, nu se mai potrivește cu ceea ce avem în casă, îl reinterpretăm. Hai să-i dăm o întrebare și pe parcurs să vorbim un pic despre acest sufocat al casei. Cum ne găsim echilibrul în casa noastră, astfel încât, în momentul în care ajungem acasă, să abia așteptăm să ajungem acasă, în casa noastră, aerisită, liberă de obiecte și nu... plină de tot felul de lucruri care să ne aducă mai mult agitație decât liniște. Am înțeles că în momentul în care simți deja că vrei să-ți eliberezi casa, deja ți-ai eliberat mintea, ai făcut ordine și mintea ta. Este adevărat. Tot ce se spune pe internet că o casă eliberată, o minte eliberată, este adevărat. Și asta vine și cu o nouă etapă în viață sau, bine, și cu vârsta, pot să spun. Pentru că la 20 de ani încă acumulăm. La 30 ne mai gândim dacă scăpăm de lucrurile din casă și intervine cariera și uităm de lucrurile din casă și tot agonisim până ajungem la un punct în care spunem hai că trebuie să fac ceva, că nu se mai poate. Da, se știe, așa am pățit eu, simțeam că mă sufocă. Aveam senzația că vin peste mine toate, nu mai pot. Am început să știi, când am lansat provocarea pe grupul de Facebook, știi ce s-a întâmplat? În mintea mea era așa, ok, lansez provocarea, este un grup foarte mare, dar totuși este vară, cine o să se uite? Și am fost surprinsă să văd câte persoane își doreau să participe la această provocare de simplificare rapidă, pentru că se sufocau. Preponderent în mesaje era cuvântul mă sufoc în propria casă. Exact. Și chiar așa e sentimentul și atât de bine se simte când scap de câte un lucru sau îl reinterpretezi sau îl donezi sau pur și simplu nu-l mai vezi așa cum era. Cel mai greu este primul pas, pentru că văzând atât de multe lucruri începe copleșirea. Și atunci zici, n-am chef acum, e prea cald afară, vreau poate mai târziu, poate mai răcoare, poate. Dar eu sugerez să îți iei un prieten sau un membru al familiei și să faci împreună cu acel membru al familiei, pentru că vă încurajați reciproc și trebuie să începi cu ceva mic. De exemplu, în bucătărie. Astăzi facem doar un sertar sau ne uităm doar la condimente care sunt expirate, care nu ne mai plac pentru că nu mai gătim oriental. Gătim mai sănătos, mai, nu știu, mai light, pentru că este var. La condimentele, la paste, la tot felul de făinoase. Cu siguranță că nu tot ce ai cumpărat ai folosit. Așa. Și atunci mai sunt și expirate și acolo. Chiar mie mi s-a întâmplat. Am luat în urmă cu 2 luni mini eclere. Să pot face acasă eclere, dar am luat acel pestri. Nu l-am folosit și bineînțeles că a expirat. Și noroc cu această provocare, că altfel nu mă atingeam de zona aia și se presupune că chiar sunt o mămică organizată. Ce organizată. Imaginează-ți ce în bucătăriile noastre atunci. Se întâmplă. Important este să avem atât cât ne trebuie. Ce este extra deja este mult prea mult și ajungem să ne sufocăm. Dacă avem dubluri din diverse. Da, hai să vedem atunci. Hai să vedem ce facem. Deci luăm un tablou în casă care nu ne mai place sau care nu ne mai reprezintă sau pur și simplu nu se mai potrivește. Eu am unul aici, tu ai unul acolo, nu? Vrei să facem împreună? Da. Sau tu faci cu amândouă, Sara? Că eu s-am nevoie și de ajutor. Eu i-am, doar ce i-am zis Elene, că eu de mult timp nu am mai... Doar mai fac activități așa cu Richard, dar n-am pictat de mult timp așa, să stau, să pictez, să vopsesc. Din păcate, eu nu sunt campioană la această treabă, dar îmi place, admir. Toate vin la vremea lor, să știi. Nici eu n-am fost până în urmă cu 10 ani, să spunem așa. Îmi plăcea să deleg, pentru că pentru mine focus a fost cariera și era mai ușor să deleg către terțe persoane, să facă lucruri pentru mine. Dar odată ce am rămas acasă alături de familie, am început eu pas cu pas să fac. Aveam deja un background în urmă cu vreo 25 de ani când navigam, îmi plăcea foarte tare Martha Stewart, știi, fiecare dată când ajungea vapor într-un port, vedeam emisiunile cu ea și cum face tot felul de decluttering și tot felul de DIY-uri și mi-a plăcut foarte mult. Și în urmă cu 10 ani am zis, hai să aplic și eu lucrurile acestea. Deci, iată, atunci când ai venit tu pe lume, când a venit Sara, numai cu 10 ani. Da, să știi. Și pașii sunt simpli. Trebuie să-ți iei 3 saci cu tine, saci de gunoi, pe care îi etichetezi. Păstrezi, donezi, vând sau arunc.
sau cutii, sau așa. Ce are fiecare la îndemână? Cum nu trebuie neapărat să cumpărăm. Aceasta, nu? Organizarea sau simplificarea aceasta a casei nu trebuie să fie scumpă. Poate fi cu ceea ce avem deja în casă. Da, aceea este cutia, cum mă mai gândesc. Pe lângă cele trei coșuri, să spunem așa, pe care le etichetăm, cum am spus mai devreme, avem această cutie cu cum mă mai gândesc, cu anumite lucruri de ocazie sau lucruri pe care avem o legătură emoțională cu aceste lucruri, fie că e de la mamă, de la o persoană dragă. Nu suntem pregătiți să ne despărțim de el. Da. Și atunci, în aceste 3-6 luni, dacă nu umblăm la cutie, pleacă cu totul după cele 6 luni. Nici nu ne mai uităm în el. Deci, cutia, cum o mai gândesc, ținem 3-6 luni, după care luăm cutia cu tot ce este în interior și am aruncat. Că ne-am gândit deja, suficient. Da. După ce am făcut această simplificare, bineînțeles, cu sacul de donat sau vândut, recuperăm din bănuți, da? Și lucrurile care chiar nu le mai putem folosi, le putem transforma, fie în cârpă de ștrăs praful, fie în diverse, da? Că mai avem nevoie la mașină. Da, da. Cred că toți românii fac așa, taie un tricou de bumbac și folosește pe post de cârpă la mașină. Da. Bun, în momentul în care noi ne-am eliberat de partea aceasta, abia acum vine momentul în care cumpărăm organizatoare. Dar avem nevoie ruleta. De ruletă. De ce? Pentru că atunci când ajungi la supermarket te întrebi, mă, îmi este bun coșul ăsta? Sau îmi este bun coșul ăsta pentru sertar? Și atunci, dacă nu știi, cumperi coșul nepotrivit pentru lucrul pe care tu l-ai gândit. Și te-ai ales cu încă un obiect în casă noastre, cu care n-ai ce să faci. Mulțumită Netflix-ului și Marie Kondo, avem meseria de professional organizer, da. E ușor să suni pe cineva, vine și îți face toată treaba. Dar dacă vrei să faci tu singur, dacă nu dispui de bani, mai întâi măsoară spațiul, că este șifonierul, înălțime, adâncime, lățime și după aceea mergi și îți cumperi. Îți faci listuța exact cum este lista de cumpărături pentru bucătărie, la fel faci și pentru aceste tipuri de organizatoare. Și vorbind de organizatoare, sunt de mai multe tipuri, fie din plastic, fie din lemn, fie pe înălțime, cum e acesta pentru bucătărie. Și mai sunt aceste tipuri de organizatoare care sunt ușor, nu sunt drepte, da? Sunt ușor oblice. Da. Eu nu le recomand pe acestea, le recomand pe acestea drepte, pentru că este mult mai simplu, evităm spațiul de aici. Îl putem gol, folosi. Da. Și atunci, în momentul în care avem organizatoare drepte, avem un spațiu mult mai eficientizat. Uh-huh. Dacă îl folosim pe acesta, pierdem spațiu. Ok. Așadar, toate, să avem grijă și la formă. Da? Când alegem și la formă. Da, pe YouTube am văzut tot felul de tutoriale în care în bucătărie, în loc de acest tip de organizator, sunt acelea rotunde, se numesc Lazy Susan. Nu-l folosesc și nu-l recomand pentru că la fel, tot ce este rotund ocupă spațiu. Sau, dacă vrem în camera copilului să mai economisim spațiu, ce putem face? Transformăm Lego, cutia, scăpăm de cutie și punem un astfel de pânguțe cu zip. Avem o cariocă și scriem exact ce conține și avem și fotografia și gata. Uite, putem pune și în astfel de cutii, mai multe la rând și am economisit spațiu în camera copilului. Ia uzi, Richard, să-ți faci curat acolo. Să... Între timp, hai să mai și lucrăm. Uite, hai, da, dau, hai. Ce am de făcut eu? Că m-am băgat aici... O vopsea acrilică, da? Și vei vopsi totul în negru. Pun vopseaua direct? Poți să pui și vopseaua direct. Nu vom folosi apă decât foarte puțin. Foarte puțin. Așa. Zi, Sara, care e primul pas? Pun vopseaua pe tablou, așa direct? Sau ce fac? Sau pun pe pensulă? Pe pensulă și după aceea. Da? Uite așa. Și ce fac acum? Întins. Ca să vezi cât de... Te joci. Pur și simplu te joci. Dar nu prea mă lasă inima să pun peste... Vezi că acolo ai un delimitator din hârtie. Acela în cazul în care vrei să folosești două culori. Dacă nu vrei, îl scoți și folosești o singură De unde culoare. Încep? De unde vrei, de sus în jos. Ca și la curățenie și organizare. Tot începe de sus în jos. Hai să vedem. Vai, uite ce am făcut cu tabloul. S-a dus. Sunt foarte curioasă ce o să iasă de aici. Să-mi zici dacă mă descurc bine. Zi, Sara, mă descurc bine? Da, până acum e bine. Până acum, da? E ok. Hai să arătăm un before și după aceea un after. Deci, așa a fost înainte, l-ați vă și văzut. În afară de, iată, mâzgălitura ce am făcut-o eu aici, dar o să iasă o operă de artă. Și l-ați văzut before și să vedem ce o să se întâmple. Ce m-a apucat pe mine să fac cu negru aici, oare? Tu știi ce o să iasă?
Nu. Nu? Bun, hai că-s curioasă și eu, să vedem cât de bine o să mă descurc. Și între timp, mami vorbește despre organizare și despre cum etichetăm lucrurile, nu? Da, da, ia okay. Că ne spui. Au apărut și la noi, așa cum am văzut în afară, aceste tipuri de etichete. Sunt foarte frumoase și dacă avem toate etichetele la fel, creăm o simetrie și simetria aceasta ajută ochiometric, să spunem așa, să ne dea starea de bine. Da, și totul sunt și elegante, este, parcă îmi plac. Sunt și elegante, mai sunt și altele mai mici pe care le putem pune pe recipientele de condimente. Uite. Dar tu, Sara, de ce stai? Fă și tu ceva. Putem folosi așa treaba. Și notăm fiecare condiment. Și se găsesc în librării, se nu găsesc nume, în, dar cam așa. Da, da, și în supermarket. Nu au apărut marketuri, da. A, okay. Se găsesc peste tot și nu sunt scumpe. Cred că pe acesta am dat 4 lei. A, și sunt okay. Două foi. Da. Și vine și cu cariocă. Super. Da, uite, acest tip de coșuleț l-am luat din bucătărie. Aici aveam etichetate deja, ca să știe toți să ai casă. Alune. Aici avem tot felul de semințe. Când vrem să punem la salate sau să mâncăm la un meci de fotbal, sunt acolo toate. Pensulă? Și culoarea albă, te rog. A, tu știi deja ce vrei să faci seara acolo? Ok, da. Îți dau ție. Sunt foarte curioasă ce o să faci. Uite, alte tu. Lucruri creative, vezi? Am refolosit o conservă. A, ce tare! Da, 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 e conservă, să știți. Iată, și ai scris. Și cu etichetă ajută foarte mult. Etichetele ne ajută să găsim lucruri cât mai și rapide. Revopsitul, că am văzut că ai vopsit eticheta, asta conservă, nu? Da. Dacă vrem, dacă nu, arată bine și în culoarea ei de gri metalizat. Acum, telespectatorii, să nu râdeți de mine, eu am pictat ultima oară ho-ho-ho-ho, dar bunicul meu a fost pictor, Elena, să știi ce m-ai pus tu să fac aici. Am avut un bunic care a fost pictor. Îți trezesc amintiri. Da, 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 îmi trezește amintiri. Ce facem, uite, când, de exemplu, ce fac eu acum? Tu mi-ai povestit înainte cam ce o să iasă, dar de unde ne inspirăm? Pentru că nu toată lumea are inspirație să regândească un lucru, știi? Sau să redecoreze, sau să revopsească, sau să reinventeze. Există, uite, grupul tău de Facebook. Da, și din grupul de Facebook, pentru că acolo avem categorii și în fiecare zi avem o tematică. Lunea vorbim despre simplificarea casei. Marțea am avut ziua de gratitudine, în care eram recunoscători pentru ceea ce avem la momentul acesta. Miercurea, joia vorbim de proiecte DIY sau ce putem face pe balcon, dacă putem face o mini grădină urbană, sau cei care locuiesc la curte, ce pot face, ce plante pot avea în curte. Acolo și cum se întrețin. Da, 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 da. Vara și acum totuși plantăm plante sau ceva? Vara nu este indicat, bineînțeles, că nu-i sezonul. Fiecare în sezonul lui. Avem 4 anotimpuri și în special primăvara putem să începem cu răsadurile, cu tot ce avem nevoie să plantăm. Bine, dacă vrem grădină ornamentală, dacă vrem grădină de legume, fiecare cum dorește. Dar sunt că tips and tricks acolo de toate felurile și nu trebuie să intervin doar eu, ci și comunitatea. Pur și simplu primești sfaturi de la toți ceilalți membri. Postează și cei din comunitate. Da. Ok. Poți să îndepărtezi scociul acela. Stai, că vreau să-l las ca să le arăt diferența. Aha, dacă okay. Aleg ei, știi? Și după aia le îndepărtez. Las aici până fac totul negru. Doar că să întinzi, e ca un dans. Ce să fac? Mai întind? Da. Zi acum, ce faci tu? Vai, uite ce repede a făcut ea. Cum ai cum ai reușit? A, tu ai pus direct pe asta, m-ai păcălit. Mie mi-ai zis să pun pe pensulă. Da, am pus și pe pensulă. Ai pus? Uite, eu. Da, se vede care eu zgârcite. Vezi, ai văzut că eu tot pun câte un pic și este economă. Place să economisez, să fiu sigură că. Deci ai zis să dansez cu pensul acum, așa? Ia că se vede că eu sunt venită ca din... Pe vertical să iasă frumos și să nu iasă cu tot felul de dungi, da, de sus în jos, așa și dansez cu pensula. Ia, hai să... Care este cea mai mare greșeală pe care o facem noi atunci când vrem să ne reorganizăm în casă sau vrem să facem un declutter, știi? Mai ales acum ai zis că e timpul potrivit, vara, să facem asta.
Ideal ar fi la fiecare schimbare de sezon să facem declutter în casă, simplificare, pentru că nici noi nu suntem... Nu ne place să avem aceleași lucruri tot timpul, mai vrem să schimbăm câte ceva. Ne place schimbarea, însemnând că am dori, dacă se poate, să renunțăm la anumite haine pe care le-am tot purtat în sezonul trecut, să luăm ceva nou, să ne împrospătăm cu totul, să ne dăm un refresh, nu doar al casei, și al garderobei și tot, știi? Și da, dacă facem acest declutter la fiecare schimbare de sezon, este și casa mai aerisită și mintea noastră este mult mai și clară. Și mi se pare că intrăm într-o casă nouă. Să știi. Dacă ți-amintești, cu ani în urmă, părinții noștri mutau mobila prin casă. Da. Tocmai pentru a reîmprospăta. Și te simți bine în casa ta în momentul în care vezi o schimbare. Nu știu dacă trebuia să fac și pe aici. Eu fac. Okay. Da, am făcut așa un pic. Deci acum iau banda, da? Mai întinde bine în colțul din dreapta, pentru că ai pus prea multă... Unde, aici? Acolo. Jos, colțul din dreapta. Aici, jos. Să mai întind? Da. Păi după ce iau banda, întind mai în jos, m-am gândit. Ok. Nu știu. Da, se usucă așa. Se usucă așa repede? Uh-huh. Vai, că te-am văzut la tine. Ți-am zis că n-am mai făcut, dar îmi place, așa îmi place. Și mie îmi place la tine în emisiune. Aha, mă bucur tare, voi. Da, bun, hai, suntem ca la o șezătoare între fete și da, ne simțim confortabil. Și acum dacă iau asta. Dacă telespectatorii învață ceva, este win-win din toate părțile. Toată lumea câștigă de aici. Da. Deci fiți atenți. Dacă vreți să faceți cu altă culoare jos, uite ce... Dar și așa e interesant. Chiar și așa, că sunt căsuțe. Da. E abstract. Lumea trebuie să înțeleagă oare ce semnifică, de ce sus e negru, de ce jos sunt căsuțe. Bun. Bun. Și acum lăsăm un pic să se usuce și vom folosi pistolul de lipit. Și adaugi... Și îl las așa cu căsuțele sau mă duc mai în jos? Dorești tu. Tu ești cea care creează de data asta. Oh, ok. Eu doar sugerez, tu îți folosești creativitatea. Bun. Și îl vei lipi... Mai apoi cu pampasul lipesc. Dar parcă l-aș... Nu știu. Ajută-mă. Ce să fac? Să îl fac tot negru? Să las căsuțele și cu negru? Ia să vedem. Voi ce părere aveți? Dacă lași căsuțele, este mai jovial. Dacă îl faci pe tot negru și pui acel accent de pampas, devine elegant. Nu ne sperim de culoarea neagră, dar amândouă fac casă bună și este un tablou elegant. Producătorul meu, Adrian, vrea să par cu galben, cu roșu, cum să mai pun culoare aici. Adrian abia a reușit să fac cu negru aici. Până să aibă puțină răbdare până la final, să vadă cât de frumos va ieși. Cu negru, da. Da. Mi-a povestit Elena ce vrea să fac aici. De asta eu am avut încredere și am zis că o să iasă ceva foarte... Hai să-l acoperim tot cu negru, nu? Acoperim mă gândesc. Pentru negru, că da. Tu ai avut ideea asta de la început, aici să-l acoperim tot cu negru. Și să punem mai apoi iarba de pampas. Hai că m-am și numai pe haine să nu-mi dau. Acopăr. Fiți atenți, am emoții, dar acopăr. Deci am venit pregătită. Vezi că ai cu ce să te ștergi. Acolo? O, uite. Uite, mulțumesc. Tu, Sara, acolo taci și faci. Și tu ce ai nevoie și tu? Să lase să se usuce puțin. Ar mai trebui puțină uite... culoare fără apă, da? Ca să acopere bine. Lăsăm să se usuce și mai demonstrat. Dragii mei, vă propun să luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente să vedeți ce grozăvie mai facem noi aici. Trebuie să luăm o pauză și noi, voi fugiți în pauza asta și scoateți și voi repede un tablou pe care vreți să-l reinterpretați și facem împreună. Revenim! Revenit în platou, dragilor, și sper că v-ați găsit și voi un tablou pe care vreți să-l reinterpretați, pentru că noi, în această seară, ne ținem de treabă alături de Elena și Sara Santos. Și o să vă arate Sara ce a făcut, pentru că eu încă nu am terminat, eu încă mai am aici treabă, dar Sara a fost mai hărnicuță decât mine. Și o să vă arate ce ai făcut acolo, Sara. Te lasă să ne și explici alături de Elena. Mai întâi l-am pictat pe tot în alb și cu marginile. Uh-huh. Și mă gândeam să fac flori cu pistolul de lipit și după aia să le pictez. Tu i-ai dat ideea sau ea? Am făcut un tablou acasă, da? Surpriză pentru fiul cel mare, cu
un motiv asiatic. Și da, ne-a ajutat pistolul de lipit peste care am vopsit, am făcut accentele, motivele asiatice cu pistolul și după aceea l-am pictat și a ieșit extraordinar. Iată, sunteți foarte inventive. Cum se... Te uiți la mine, Sara, și te gândești cum nu știi asta, nu? Dar am văzut că te uitai cum dădeam cu pensula. Ce era mintea ta? Cum dă cu pensula? M-a mai dat de mult timp, să știi, numai că l-am mai ajutat așa pe Richard să picteze un pic. Dar așa, serios, uite, chiar mă gândeam să-mi văruiesc casa. Deci, mă ajută. E sezonul, să știi. Uite, faci aici practică. Ceva a ieșit. Mai am puțin aici, așa. A ieșit foarte bine. A ieșit, hai că am scos-o la capăt. Bun, povestește și te apuci. Pentru că mergem pe partea de cât mai mult către sustenabilitate, încercăm și noi să ajutăm și economia circulară și prin această donare sau reinterpretarea bunurilor. Și fiecare consider că dacă își face rolul său în propria casă și în jur, cu siguranță că... vom avea o planetă mai bună. Să știi. Și, da, uite, spune-mi dacă nu te-ai simțit relaxată făcând lucrurile acestea. Foarte, deci îmi place foarte, foarte mult. Tot ce facem cu mâinile ne relaxează foarte mult. Că vorbim de grădinărit, că vorbim de pictat, că vorbim de orice facem cu mâinile, indiferent de rezultat, ne eliberăm de stres și dintr-o dată ne simțim foarte relaxați și avem o stare de bine. Da, și îmi pare rău că am și terminat așa repede. Acum îmi vine să mă duc, chiar mă gândesc să-mi vopsesc un perete de acasă negru. Am prins curaj, mă duc un benz ce trebuie și încerc să dau cu vopsea. Ca mea, dacă mi-a ieșit pe un tablou, nu mi-a ieșit și pe perete. Yes. Mai întâi sugerez să faci un mood board. Îți faci un mood board pe o planșă mai mică și vezi cum iese înțeles. Și după aceea încerci cu peretele. Prea îndrăzneață, deodată la perete. Păi cum se uită la mine? Lasă că o să vezi că îți trimit poză. O să rămâi surprinsă seara de câte pot să fac. Asta e așa, numai l-am făcut și eu pe repede înainte. Nu te gândi că se uită la mine. Ești drăguță. Ce fac mai departe? Aștept să se usuce? Așteptăm să se usuce puțin. Sau dacă vrei, putem tapota cu acea lavetă. La zona aici? În care vrei să lipești pampasul. Doar zona aceea. Foarte puțin, da? Puțin. Ok. Păi... de-a lungul măsoară. Sau numai un pic? Măsoară aici. Vezi cum vrei să îți lipești floricica. Și în zona unde vei pune silicon, acolo... Păi uite, așa o să vreau. Bun. Atunci va trebui la centru să usuci un pic locul. Bine, aici, la noi așa, acasă nu? Vom aștepta să se usuce tabloașul, da? Acum este o măsură de urgență. Dar poți să rup un pic din asta ca să fie mai scurt? Bineînțeles. Uite, am tapotat. Trebuie mai mult? Mai mult, pentru că fiind umed, siliconul nu prinde. Aha. Și atunci când arăți la cameră, s-ar putea să cadă floarea. Să cadă floarea, bun. Păi să știți că oricum e vina mea dacă o să cadă, nu ideile Elenei, ci exclusiv doar la centru, da, doar vina la mea. Centru un pic. Da, e suficient. Da, așa. Și acum luăm pistolul de lipit. Stai să pun asta, unde pun un borcan acolo? Nu. Dacă nu ajută. Rup acum asta, pampasul sau după ce lipesc? După ce lipești. Bun, s-a făcut. Așadar, luăm un pampas sau ce dorim să punem pe tablou, ce vi se pare? Ne place, o punem în cărți, între cărți la presat și atunci vom avea și culoarea frumoasă, da? Nu va fi ofilită. Și vom avea un tablou viu. Reinventat, spunem așa. Reinventat, da. Punem lipiciul pe tablou sau pe floare? Pe ambele, cum ține mai bine. Ce facem? Ar trebui să vii pe partea să asta. Să vin că... eu? Da. Ok, mă scuzați. Foarte puțin. Bine, se poate pune și un lipici un pic mai rezistent, dacă nu avem pistol de lipit. Și acum mă duc cu el? Și lipești fix în zona unde... Să nu râzi de mine. Eu n-am făcut de astea acasă. Tu ai noroc cu mama ta. Așa. Așa? Lipești? Așa. E ok. Hai, curaj. Doar să nu pui degetul acolo, că Nu pun, că îmi rămâne și degetul. Asta e tot. Și acum, cireașa de pe tort. Ce fac? Vei face steluțe. Așa. Uite, așa, muiem un pic în auriu.
Și încercăm să o stropim. Te murdărești, să știi. Hai, te rog. Nu știu să stropesc. Mi-e frică să nu-l stric. Adică vreau să văd întâi la tine. Vezi, îl facem în două, așa că nu... Da, ar trebui cu mai multă apă. Reinventăm un tablou. Nu vrea astăzi? Nu vrea. Poate vrea astăzi, doar așa. Putem modul... să facem... Da, pur și simplu poți să tapotezi așa. Uite așa. Poftim. Da. Tapotezi cum vrei tu, în ce zonă vrei tu. Era frumos să... Asta, tu voiai picături din picături, acelea, nu? Exact, uh-huh. Dar nu merge. Nu vrea, nu vrea. Și ce fac? Pun așa? Unde vrei tu, un fel de steluțe. Doar cât un mic taci, așa. Hai, curaj că poți. Mai băgată dificultate. Apăs. Ține dreaptă pensula. A, așa zici, din astea. Păi nu vezi că stric tabloul, ce pune înseamnă? Din loc în loc. Și încerc să găsesc eu o pensulă mult mai tare. Nu, nu vreau să stric asta. A, e frumos, e prea frumos, îmi place așa mult. Ce să-i fac eu aici? Dacă asta vrea. Adrian cred că se uită aici și își dorește și ar dori să fie aici. I-ar plăcea. Așa. A, ok, asta. Din astea, așa. Uite, mai punem și... Și suficient, nu trebuie să aglomerăm foarte mult. Bun, și am reinventat acest tablou extraordinar. Cu câteva elemente și foarte ia să-l puțin arăt bani. La cameră, că ați văzut before and after. Uite aici, așa. Putea rămâne și simplu, fără să și negru, mai adăugăm. Atât. Da? Da, da, cu da, acel da. Pampas deja da. Este un tablou elegant. E făcut de mine, să știți. Frumos, hai să vedem ce faceți voi acolo. Și poți să-l iei acasă. O, îți mulțumesc! Da, îmi place mult. Ce doresc să folosești? Acel albastru. Ce-l închis. Poftim. Hai, mai întreabă unul despre simplificare. Ce să te întreb, că e fascinată, nu vezi ce mă uit ca un copil acolo care, ce-a făcut? Îmi place foarte, foarte mult și chiar recomand, pe lângă faptul că reinventăm în casă, e și o formă de terapie, m-am simțit foarte bine să fac asta. Și la fel și cu simplificarea este, când o faci împreună cu cineva, funcționează și poți să o duci până la capăt dacă este pe termen scurt și dacă ai un loc bine definit cu care începi și doar pe acela îl faci în momentul respectiv. Uite, acum fiind vară și vacanța de vară, este bine să intri în camera copilului, să selectezi din lucruri împreună cu copilul și să îi dai lui oportunitatea să-și aleagă lucrurile preferate și să doneze ceea ce nu-i mai trebuie. Ne pregătim pentru un toamnă și atunci ai scăpat în septembrie de stresul și anxietatea primelor zile de școală, de umblatul prin magazine pentru tot felul de lucrușoare necesare școlii. Dar, uite, ce vreau să te întreb, apropo de tips and tricks, cum îl convingem pe copil sau cum îl determinăm să-și păstreze totuși ordinea în cameră? Începând de micuț, însemnând că încă de la un an jumate, doi, cum s-a ridicat în picioare, va ști prin propriul exemplu să-și pună plușul în coșul lui. Vom avea coșuri în fiecare cameră, am trei copii, fiecare are cât un coș în cameră, inclusiv eu, cu lucruri de pus la locul lor, pentru că sunt încă mici și nu știu. În funcție de vârstă, ba folosim... pictograme, ba folosim etichete, spunem că lucrurile va trebui să le ducem la locul lor, la fel și lucrurile murdare le ducem la baie în coș, dar arătăm prin exemplu când sunt mici. Când încep să crească, deja devin atribuții. Și atunci nu vor face lucrul pe care și-l doresc dacă nu își îndeplinesc sarcina de casă. Este nenegociabil. Iată așa, dar nu negociem atunci când discutăm de ordinea în cameră. Tu negociezi, Sara? Puțin. Puțin? Îți place să faci ordine sau așa și așa? Așa și așa. Așa și așa. În funcție de stare. În funcție de stare. Dar ce faci acolo? Ai făcut ceva cu albastru? Faci cer? Da, mai întâi vreau să încep cu un cer. Încep cu un cer, ok. Și mai apoi sunt, să știi că mai ai vreo, hai că spun eu, cât mai ai vreo, cred că 15, nu chiar, vreo 13 minute. Așadar, sper să-l termini până atunci, ca să vedem și noi ce faci. E foarte tare ideea asta. Și faceți stația acasă și faceți tablouri?
Faceți? Faceți da. Împreună? Da. Îmi place, îmi place foarte mult asta. Și... mult mai creativă față de mine pentru care da. Stai așa să te aducem și ți-o microfon că ți-a căzut la valiera din păcate, l-așteptăm imediat. Însă până atunci, povestește-mi tu acolo, Sara, vezi dacă ai vrut să intri și îți place la mine în emisiune și mă bucur foarte mult. Eu povestesc și cu tine foarte multe pentru că vreau să aflu și eu ce activități pot să mai fac cu Richard. Ce activitate îți mai place ție? Zi-mi o activitate interesantă. Eu mai practic basket. Basket. Și avem în curte un coș și mingi și câteodată mă mai joc. Deci punem în curțile noastre sau dacă trăim la bloc găsim o variantă, punem tot felul de lucruri astfel încât să-i determinăm pe copii să facă și activități în aer liber, că e foarte important, nu? Da, avem bucuria de a locui la curte și atunci avem și activități în curte. Uneori mai ieșim și facem gimnastică pe gazon, uneori mai udăm gazonul sau tundem gazonul, sau avem grijă de flori. În atribuțiile sare intră frunzele uscate de fiecare dată. Și da, avem activități frumoase, aș spune așa, de familie, dar sunt și acele activități pe care trebuie să le fac. Deci este activități obligatorii și activități opționale. Cam așa. E bine de știut asta și probabil că încetul cu încetul o să se conformeze, că le place, că nu le place. La început probabil este mai greu, însă uite și cu tabloul acesta. Nu cred că orice copil vrea, hai să pictăm, hai să reinterpretăm, dar în momentul în care te apuci, îți dai seama că îți place și vrei să rămâi acolo. Tot secretul este să încep cu ei de mici. Pentru că deja dacă sunt măricei, vor face mai greu, dar prin propriul exemplu vor face. Un pic mai greu și avem nevoie de răbdare. Dar secretul este să încep cu ei cât de mici. Dar cum începem cu noi, adulții, care suntem deja crescuți și poate că nu avem iată acest talent al tău, acela de a vedea organizarea în jurul nostru, în sensul în care poate nu suntem atât de inventivi și nu ne dăm seama ce am putea să facem, ce n-am putea să facem. Sunt două variante. Unu, începem cu puțin, cum spuneam și mai devreme, și în momentul în care am văzut că sertarul de bucătărie este simplificat, este bine aerisit, avem o stare de bine, o bucurie și trecem la următorul. Nu trebuie să facem toate lucrurile deodată, cum făcea mama curățenia de Paște și de Crăciun, toate într-o singură zi. Nu, puțin câte puțin, etapă cu etapă, sau ne luăm camere, zone cu zone și încercăm să le simplificăm sau să le reorganizăm, redecorăm, dar puțin câte puțin. Și mai este și varianta a doua, în care trebuie să trecem printr-un șoc ca să putem să conștientizăm că este important să trăim și să ne valorificăm viața, decât să acumulăm acareturi de care ne lovim, ne sufocăm și chiar nu ne trebuie. Putem fi fericiți cu puțin. Da, nu ne ajută din multe puncte de vedere. Ce crezi tu că ar trebui să știm ca tips and tricks, că tot spuneam, care ar fi cele mai importante? Mie îmi plac acestea, tot felul. Știu că mai povesteai și altădată, atunci când stăm la o casă unde avem scări, ca să vezi că sunt atentă la discuțiile noastre, chiar dacă au fost acum timp, să punem un coș jos, da, la baza scării. Noi avem un coș pe care am scris lucruri de donat. Și atunci că mergem de la parter către etaj sau indiferent cum ne plimbăm prin casă, dacă nu suntem la noi în cameră sau la noi în cameră coșul nostru este full, încercăm să punem acolo lucrurile pe care nu le mai dorim, nu le mai folosim. Sunt spațiile comune la parter. Toate dormitoarele sunt la etaj și atunci din spațiul comun încercăm să surplusul, dacă nu-l dorim unei persoane dragi care chiar s-ar folosi de acel obiect, atunci mergem către centrele de donare. Deci am putea găsi variante, trebuie doar să vrem. Și nu trebuie un coș extraordinar de scump sau în funcție de bugetul fiecăruia. Poate fi, nu știu, și o cutie dintr-un supermarket. Cutia aceea de de construcții. Și sunt simple, cartonate, doar le punem o etichetă și asta e tot. Și putem să transportăm și la centrul de donat, tot în cutia aceea. Poate lucrurile pe care noi nu le mai folosim și pur și simplu le ignorăm, dar sunt frumoase și așa ar fi o bucurie a altora cu siguranță. Da, uite, noi avem la început pe grup, pe grupul de Facebook, avem la început de lună, în fiecare vineri, o zi de vânzare, donare sau troc. Și acolo se persoane care vor să scape de un anumit lucru, fie îl donează, fie schimbă cu altcineva.
poate mie îmi place de rochița ta, poate ți-e spus și de pantoful meu. Atunci facem foarte schimb. Tare ideea aceasta, iată, da. Să faci schimb pe schimb, te simți și mai bine cumva. Sau prietena cea mai bună, știi în copilărie cum ne schimbăm hainele cu prietena cea mai bună? Putem face același lucru și acum. Cum se numește grupul tău? Că poate sunt persoane care nu-l cunosc. Organizează, economisește, trăiește. Iată, organizează, economisește, trăiește pe Facebook. Acolo puteți să găsiți multe tips and tricks și de asemenea mă mai uitam. A ajuns la aproape 20.000 de membri. Este un grup privat, dar este ca o familie. Chiar pot spune că este ca o familie. Da, se cer și sfaturi, se găsesc soluții. Da, știi că ești în grup. Da. La orice. De exemplu, ce mașină de spălat incorporabilă îmi sugerați să, să caut? Uh-huh. Sau, eu știu, mi s-a stricat congelatorul sau am lăsat ușa deschisă la congelator vreo 6 ore. Ce fac? Sau, un alt exemplu, am o friteză pe care n-am mai folosit-o. Cine și-o dorește? Sau s-a stricat ceva, cum repar? Sunt multe persoane care, după ce se strică ceva, nici nu duc la reparat, lasă undeva obiectul, știi? Îl pun la, o să mă ocup eu de el. Și asta, pe balcon de obicei, pentru cei de la bloc sau în garaj, dacă se poate, că o să găsesc, sau o să chem eu firma să îl colecteze. Da, important este că atunci când lucrul respectiv s-a deteriorat, dacă nu mai poate fi reparat, să încercăm să-l scoatem din casă, adică să-l scoatem responsabil din casă cât de repede posibil. Că altfel, acolo uită Dumnezeu și iarăși ne împiedicăm de prea multe lucruri, fie pe balcon, fie în garaj. Pentru cine nu înțelege ideea grupului, de ce ai considera necesar un grup? Poate sunt unii care se gândesc de ce să fiu într-un grup sau de ce să intru într-un grup? Pentru susținere. Eu am avut nevoie de susținere la un moment dat pentru că simțeam și eu că mă sufoc și sunt copleșită de tumultul vieții mele, nu neapărat al casei. Uh-huh. Aveam o activitate foarte intensă din punct de vedere profesional și acasă nu făceam față, cu 3 copii, cu tot felul, sunt vârste diferite, adolescență și deja cel mare este adult, are acum 21 de ani, dar la vremea respectivă și el trecea prin perioada adolescenței. Și pentru mine a fost toate odată o copleșire extraordinară și am avut nevoie de un grup extern de susținere, pentru că fiind extern este mai puțin obiectiv și atunci, da, am creat grupul împreună cu Natalia, o altă prietenă foarte bună, ea se ocupă de partea de economisire și sfaturi pe zona financiară și, da, găsim de foarte multe ori acolo un refugiu, dar și ne încărcăm cu tot felul de lucruri pozitive pe care le aplicăm, chiar dacă și noi putem da sfaturi, dar putem primi și sfaturi la rândul nostru. Și suntem oameni, nu putem să știm chiar exact, tot. Da. Mie, de exemplu, ce îmi place foarte mult la un grup este că, spre deosebire de un site, poate unde găsești o informație, este că poți să intri să citești și comentariile, să afli dacă a funcționat, dacă nu, sau dacă a funcționat într-o altă manieră. Și mie îmi place chestia asta, că atunci poți să văd și niște păreri, sunt niște recenzii. Exact, suntem unici și atunci fiecare vede aceeași situație într-un mod diferit. Și iei puțin câte puțin de la fiecare și atunci îți faci propria ta părere. Sunt 10.000 de, nu știu, tipuri de frigidere sau, vorbeam mai devreme de mașina de spălat, pe care o alegi. Ajungi în fața raftului și te uiți exact ca la detergentul de rufe. Te uiți și nu știi, măi, care o fi bun? Și cer păreri și fiecare din experiența lui. Am folosit la temperatura asta, a funcționat, n-a funcționat. Sau am folosit frigiderul în scopul ăsta, a funcționat, n-a funcționat. Cum am reglat temperatura și diverse. Deci, da, grupul și recenziile acestea te ajută să iei o decizie bună. Nu suntem specialiști în toate domeniile. În niciun caz și de asemenea să nu uităm de puterea comunității. Exact. De cele mai multe ori noi oamenii ne-am găsit acolo multe soluții. Da? În comunitate. Și de fiecare dată ne ajutăm și am avut și momente în care am susținut diverse cazuri care necesitau ajutor și comunitatea a intervenit imediat și a fost extraordinar. Ceea ce este fabulos, iată încă un motiv ca să stăm să facem parte dintr-o comunitate. Sara, mai avem vreo un minut, cred că, un minut jumate. Ce povestește-ne ce faci acolo, te văd foarte pasionată. Deja ai și uitat unde ești.
Da, vorbind de online, de comunitățile online, da, online nu se pare că în ultima vreme ne sufocă, dar ne și ajută dacă știm să gestionăm cât trebuie, cât ne trebuie timp petrecut acolo. Adevărat. Și, și la sfârșit, ce veri vom avea pe grup, ai să vezi, un digital decluttering. Wow! Există și așa ceva, da. Ok. Însemnând că încercăm să ne curățăm puțin și laptopul și telefonul de mult prea multele încărcări, fișiere, fotografii, dubluri, tipluri, știi, toată lumea își face selfie-uri câte 10 odată să alegem pe chiar cea bună. Chiar azi, Richard, mi-a zis, mama, e momentul să intri în telefonul tău să-ți ștergi miile de fotografii. Voilà, se numește digital decluttering. Abia aștept. Deci, iată, să fim cu ochii, pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți care tot au sute de fotografii, mii de fotografii, de videouri acolo și trebuie făcut o curățenie și în laptop și în telefon. A fost o adevărată plăcere să povestim. Sara, tu ai mai sta, dar se cam încheie aici. Mai vii la alături de tine? Ți-a plăcut, a? A fost frumos. Eu îți mulțumesc tare mult, Elena, că ai acceptat invitația. A fost o deosebită plăcere. Chiar așa m-am simțit că am ieșit în oraș să povestim în timp ce am mai făcut una alta. Și am învățat și lucruri utile pentru noi înșine și pentru casa noastră. Da. Cine vrea să afle mai multe, să intre pe grup, așadar, și să descopere... Sau pe canalul de YouTube. Acolo voi popula un pic mai des cu clipuri video. Explic pas cu pas, pe înțelesul tuturor, cum fac eu lucrurile acasă. Cum se numește? Elena Santos, Home and Garden. Iată, așadar, sau pe canalul de YouTube puteți, sau pe ambele, de ce nu, puteți să descoperiți mai multe informații. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor, pentru prezență. Mulțumim și noi de invitație. Și tu, Sara, să ne trimiți o poză cu rezultatul final, deși văd că nu mai ai foarte mult. Vă mulțumesc încă o dată. Dragii mei, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Iată, a fost o seară frumoasă aici, alături de Elena și Sara Santos. Sunt Alina Ilioi și vă dau o întâlnire de luni până joi, începând cu ora 18, aici, pe Așa TV, la Alături de Tine. Seară frumoasă vă doresc! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.